Miercuri, 5 iunie, Alianța pentru lupta împotriva alcoolismului și toxicomaniilor, Aliat, Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, organizează împreună cu Direcția de Sănătate Publică Suceava Ziua Națională a Testării Consumului Personal de Alcool, cel mai amplu proiect de testare și prevenire a consumului riscant de alcool din țară. Potrivit organizatorilor, consumul dăunător de alcool reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. De exemplu, țara noastră se situează la ora actuală pe locul 8 în regiunea europeană și pe locul 9 în lume la consumul de alcool pe cap de locuitor. Adică românii consumă 12,6 litri de alcool pur per locuitor per an, peste media Uniunii Europene de 9,8 litri, potrivit ultimului raport global al Organizației Mondiale a Sănătății dat publicității pe parcursul anului trecut. Ziua Națională a Testării Consumului Personal de Alcool își propune să le ofere celor care se confruntă cu un consum riscant în drumarea necesară pentru a evita viitoare probleme de sănătate, să permită o înțelegere mai clară a fenomenului consumului problematic de alcool existent la nivel național, precum și colectarea de date utile dezvoltării unor programe de prevenire eficiente. Locuitorii județului Suceava sunt și ei așteptați să se alăture miercuri inițiativei desfășurate la nivel național. Ei se pot prezenta într-unul dintre centrele locale organizate în acest sens și să își evalueze în doar 5 minute nivelul de consum de alcool prin aplicarea chestionarului audit alcătuit din 10 întrebări scurte. Astfel de centre îi vor aștepta pe toți dorit în intervalul orar 9-15 în toate unitățile spitalcești care își desfășoară activitatea în județul Suceava. În plus, pe raza municipiului reședință de județ vor funcționa patru astfel de centre, organizate la Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, Clinica Aliat, în Parcul Florea Vladimir din Aren și la Spitalul Județean de Urgență Sfântului Ancel Nou. Chestionarul audit este un instrument științific de evaluare dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății și utilizat în peste 190 de țări din lume, fiind cel mai de încredere instrument pentru diagnosticarea timpurie a unui consum riscant. Evenimentul este derulat în cadrul Campaniei Luna Națională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool, organizată de Ministerul Sănătății și care se desfășoară pe tot parcursul lunii iunie, sub coordonarea locală a Direcțiilor Județene de Sănătate Publică.